New Lake Lazuri 5 de data asta. Haide. N-am ajuns bine, oameni buni, și nu ne-am dus pe stand. Mai întârziem puțin pentru că suntem în mijlocul unei populări a nu știu câta pe toamna asta pe New Lake Lazuri 5 și se pare că e o surpriză foarte frumoasă în acest bazin, în această remorcă, un 30 plus. Avem onoarea să facem cunoștință cu dânsul. Hai să îi lăsăm pe băieți să-și facă treaba și vom fi cu camera pe ei, deci un 30 plus trebuie văzut. Cât să-l trebuie să facem și poze. A trebuit să cumpere și o mini macarau la pentru poze. Asta e. Mai trageți unul, ajutați unul cu... Ia, trage de... Au, ușor. Uitați grosime aici. Mamă, mamă. Așa vine ca cum arată un 30. Da, deci peștele este cântărit la 30,900, scuze. Haideți să-l vedem cât are acum. Poți să-l ți ridicați un pic pe burtă? Deci nu va ridica pe burtă. Ce e mai greu ca mine? Așa, un pic, gata. Atât. O să mare și cu mai ridicat de urmă. Asta peștele. Ridica foto. Și asta e mâna mea. Cam așa. Hai cu el, hai cu el, că la verde. Îi dăm, dă-i. Păi nu că facem poze, hai să-l punem pe cântare. Dă-i un pic de apă. Dă-i, strânge acolo, strânge la Ioane. Strânge, să strângi pe ăla pe mor. De la Brahe, la Brahe. Cum e? Dacă tren, nu știu ce, TGV-ul e cât Salteaua e. Oameni buni, după o asemenea populare trebuia să-l fur puțin pe Bogdan. A fost de acord să vorbim 5 minute, nu o să-l rețin mult. Bogdane, ce e cu monștrii ăștia din apă acum? Este ultima populare pe anul acesta, e a 12-a populare, cu crapii mari și foarte mari. Am văzut. Cum ați văzut și voi, recunosc că asta este cea mai productivă, să spun așa, populare, cu cei mai mari crapi de până acum. Am adus un număr de 12 crapi peste 20 și iată și un 30, ne-am îndeplinit visul aici pe New Lake Lazuri 5, am promis tuturor pescarilor că voi aduce un 30 anul ăsta, l-am adus. Te felicit pentru muncă, din câte am auzit, vorbeai cu altcineva, e a 12-a populare din toamna asta sau de anul ăsta? A 12-a din toamna asta. Din toamna asta și numai pești peste, cel puțin peste 10-12 au fost, că i-am văzut, chiar am urmărit. Și un număr de peste 450 de exemplare. 450. Extraordinar. Am depășit deja 2500 de exemplare de la 8 kg în sus, până la 30. Te felicit. Spune-mi
Că am văzut că o să schimbi un pic sistemul. Urmează carduri de membru, urmează... Cum va fi balta anul viitor? La ce să se aștepte pescari? Da, pe New Lake Lazur 5 se va pescui începând cu anul 2022, numai cu carduri de membru. Fiecare pescar care a pescuit aici și vrea să acceseze acest card, mă poate suna, poate scrie ori în privat, ori pe WhatsApp. Trebuie trimise toate datele lui personale, cu acordul GDPR semnat, o copie după buletin și o fotografie, 100 de lei taxa pentru card și poate deveni pentru anul 2022 membru New Lake Lazur 5. Bineînțeles, fără acest card nu se va mai putea pescui aici. Deci asta e important, asta trebuie să înțeleagă cei care ne privesc. Că... Totodată, pescarul care accesează acest card are dreptul să recomande la rândul lui decât 3 pescari pe an. Ok, 3 pescari pe an. Deci pe baza acelui card are acces un singur pescar sau mai mulți pot avea? El cu un coleg. Ah, am înțeles. El cu un coleg care, oricum, la noi pachetele sunt cu 2 pescari. Bun. Și pentru cei care mă urmăresc, am mai avut partid de aici, ați văzut cât de cât condițiile oferite de administrație, dar ai spus că vrei să și vii cu îmbunătățiri. Da. O să aducem îmbunătățiri, încă ne gândim dacă o să băgăm frigidere în căbănuțe, pentru că știm că este o muncă în plus pentru noi, pentru că, da, după cum știm, pescarii nu lasă tocmai ok căsuțele, nu toți. Mai sunt și... Sunt excepții. Și vă dați seama ce înseamnă să curățăm după un weekend 18 căsuțe cu frigidere, cu tot. Televizoare nu, sunt deja, televizoare, să spunem. Wi-Fi o să fie pe toată balta. Super, da. Cam acestea vor fi îmbunătățile, plus cei peste 450 de pești, da, mari pe care i-am adus în această toamnă. Și taxa? Cât ne costă până la urmă? Pentru anul 2022 am fixat o taxă de 200 de lei. Pe 24 de ore, cu căsuță inclusă, TV, internet, ponton și tot ce înseamnă, tot ce înseamnă cădiță, lumină, sling, sling, nu sling, decât cădiță, să nu, da, și mincioc. Slingurile se închiriază contra sume de 20 de lei per partidă. Curent non-stop, da, da? Da. Iar pe 48 de ore taxa, pachetele de 48, 72, 96 de ore vor scădea din taxă, bineînțeles 48 de ore 350 și 72, 450. Cel mai bine să intre, cel mai bine să intre pe site, site și pe pagina de Facebook New Lake Lazur 5. Bun, perfect, așa, n-am nimic să te mai întreb dacă, da, decât să te felicit, am rămas impresionat de bucățile de astăzi. Abia aștept să mă pun acum pe stand, să încep pescuitul și mă rog să fi plecat. Popularea s-a făcut pe A5 și sper că au luat-o mult spre B8. Spre apa mai adâncă, da, 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 dar e bine. Te felicit cu toată, Bogdan. Ce să zic? Sper să mă întorc cu drag. Vă aștept și în 2022. Cu siguranță. Gata. Salutare, oameni buni! Acum vă putem ura oficial bine ați venit pe canalul de YouTube Altacul. Iată-ne în sfârșit așezați pe stand alături de Adrian Iordache. Doamne ajută! Doamne ajută! Suntem pe standul B8, Adi a ales acest stand și sper să avem o partidă bună. Ați văzut cam ce populație de pește avem în acest lac și, sincer, Adi, cel puțin mie, că tu ai mai avut fără mine niște partide bune aici, cel puțin mie lacul ăsta mi este dator sau sunt eu un pescar foarte slab, nu? Poți, că alte variante nu avem, adică nu am avut două partide împreună cu tine și amândouă au fost slăbuțe, furtună, mereu ploaie, fulgere. Adu-ți aminte, da, că sunt pe cameră. Am prins cam greu. Da, cam greu. Da. Condiții cam grele, nu că ar fi acum super condiții. Nu, tot târziu, apă rece, da. Nici nu mai știu, decembrie, ianuarie, nu știu ce lună. noiembrie. avem, la noapte ne așteaptă minus 2 grade, deci iarăși nu e chiar ideal. Din păcate, sezonul de vară este dedicat Dunării aici pe canalul de YouTube Altacu și ne e greu să ajungem în perioade mai bune. Dar am pregătit câteva lucruri noi, în partea de pescuit, niște monturi noi la care am lucrat acasă, o să vi le prezentăm, cred că mâine, astăzi deja se înserează. Și mai important, trebuie să rămâneți până la sfârșit, pentru că Adi și-a cumpărat o nouă rachetă de nădire, a fost un pic prezentată pe net, dar nu la noi, din câte știu eu. Nu prea am găsit. Doar la englezi am văzut. La englezii mai mult și cei care îi fac reclamă, normal, Prologic, de Prologic e vorba. Da, 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 un produs extraordinar de la Prologic, o rachetă care, să spunem de acum surpriza, se deschide în aer. Se deschide în aer fără să lovească apa la deschidere, adică da. Se deschide în aer și
Astfel nu mai face zgomot, nu mai face gălăgie, nu mai lovește apă. Cred că merită să rămâneți până la sfârșit, să vedeți cum abordăm, să vedem dacă prindem ceva, să vedem această rachetă, să vedem tot ce mai avem pe aici, că tot timpul un pescuit va fi ceva și de prezentat. Să vedem pești, pești să vedem. Ne e dator lacul. Chiar sper să pot să dau și eu numele unui record, unui trofeu aici pe la Zor 5. Sunt mulți pești noi și știți cum se practică. Atunci când prins pentru prima oară un pește care n-a mai fost prins, cam ai voie să-i dai un nume și să rămână în lumea pescarilor. Păi noi de-aia am venit să facem și noi cunoștință cu noi locatari, ca să spun așa. Deci va fi un pește băltăcel și un pește Doamne ajută. Da, exact. Hai să ne punem pe ele, rămâneți aproape. Dacă revenim în seara asta, revenim cu drill-uri. Dacă nu, mâine vom face un pic de parte de prezentări și de vorbări aia, așa cum alții spun, reclamă. Exact. Hai. Aici tăiem și băi intra jingle-ul. Reclamă. Devenim. Hai. Curăm în continuare de vremea frumoasă, din păcate încă nu avem activitate, dar pe această apă rece nici nu trebuie să ne așteptăm la mai mult de 2-3 pești, iar pentru 2-3 pești încă mai e timp. Haideți să profităm și să vorbim puțin despre partea de truse și gentuțe. Acum sunt am în fața aici două cutiuțe noi, nou apărute pe piață. Este vorba de o trusă de la Corda, foarte cochetă și foarte practică. Hai să vorbim întâi despre ea. Eu abia am luat-o, încă nu o folosesc la potențialul maxim, mai am multe compartimente încă neumplute, dar am ales să-mi pun aici genul ăsta de cutiuțe, adică pasta de plumb, banda solubilă, aici am ață dentară, în loc de bait floss nu am găsit la magazin și atunci mi-am luat o ață dentară pentru diverse monturi. Aici, bineînțeles, ce-mi trebuie pentru riguri, croșetă, foarfecă și așa mai departe. Aici avem chiar loc de 2-3-4 riguri, așa au gândit ei. Dacă nu putem să venim, dacă nu vrem să o folosim pentru destinația gândită, putem să punem aici, nu știu, de exemplu, luptaierul sau alte chestii care vin pe lungime. Iar partea de capac are compartimente peste tot. Deci pe laterale, hai să începem cu astea mai mari, da? Așa. Aici eu am ales să-mi pun stopărele. Și de boilers și de linie. Aici la fel avem un compartiment în care am ales să-mi pun conurile anti-tangle, agrafele pentru clipsurile pentru plumb pierdut, la fel conurile pentru montura elicopter și așa mai departe, da? Hai să deschidem un pic și pe lateral. Aici am ales să-mi pun biluțele pentru elicopter cu agrafele. Aici pegurile acelea pentru monturi tip Ronnie Rig sau dacă vrem să punem șurub pe cârlig. În fine, nu are rost să le înșir, voi puteți găsi destinația preferată în toate aceste compartimente, da? Se închide foarte ferm și nu avem nicio problemă să se răstoarne lucrurile în ea.
Avem chiar și o riglă aici, o măsurătoare, un centimetru pe cutie. Asta este cea de la Corda. Nu putem să spunem multe despre calitate. Este clar că până acum, cel puțin pe mine, Corda nu m-a dezamăgit, cel puțin la partea aceasta. Iar pe partea de Rig Station, Delfin a scos această gentuță pe piață. Este nou apărut, e un model nou. 170 de lei, cred că e gentuța. Cea de la Corda chiar nu mi-aduc aminte cât e. E mai scumpuță, dar nu foarte. O să las un link în descriere. Rig Station-ul de la Delfin, un mâner, un material de camuflaj tipic. Logo-ul lor aici arată foarte bine, foarte frumos pe malul apei. Pe partea de sus vine cu două penare de riguri, două tablete pentru riguri. Repet, eu abia le-am luat, încă nu le folosesc la potențial maxim. Urmează și la mine să fie aici pline, încărcate. Le voi folosi strict pentru baltă pe acestea, pentru Dunăre am ceva de la Prologic. Pe partea aceasta un fermoar cu plasă, putem să băgăm diverse plicuri și alte nebunii de care ne lovim și nu vrem să ne încurce. Ca pe partea cealaltă să aibă un set de buzunare și aici la fel organizarea este la latitudinea fiecăruia. Eu mi-am pus aici niște cârlige, aici niște vârteje, sac solubil, ce mai am pe aici, tot felul de clipsuri și așa mai departe. Da? Aici, prin acest perete detașabil, prin velcro se prinde, putem să modificăm spațiul din acest pătrat sau dreptunghi, mă rog. Eu l-am împărțit cam la jumătate, cam pe din două și aici am firele, textile, cămășuite, fluorocarbon, fiecare din nou și așează cum crede, mie mi-a încăput perfect așa. Aici lucruri la fel, pe lungime am pungile PVA, am un loop tire, așa l-am pus în acest moment și tubul acesta de păstrare pentru încărcătorul de pungi. Putem să băgăm pungile și aici. Evident că trebuia să ne deranjeze telefonul și vine gentuța cu tot cu 4 cutiuțe pentru accesorii. Deci eu încă nu mi le-am umplut, mai am încă de golit multe, multe plicuri, o să mi-o pun la punct. Mai ales datorită acestor cutiuțe pentru accesorii cu 4 la număr, mi se pare că își merită foarte, foarte clar prețul. E vorba, după cum am spus, de 170 de lei. Codul meu de discount, l-am mai zis, Dunăre 2021, valabil până la sfârșitul anului. Vă mai scade 5% din prețul acestei gentuțe. E bună și să o dedicăm feederului, cred că e bună să putem să o dedicăm poate și spinningului, de ce nu? Cu siguranță este ok la crab, este ok la Dunăre, deci destinația poate să fie la alegerea voastră, da? Le recomand, sunt produse noi pe piață, calitatea este indiscutabilă la amândouă. Cam asta e tot ce vreau să spun, să le aveți în vedere, eu o să las link-uri în descriere și sper să vă ajute dacă nu știți ce să alegeți. Bineînțeles că eu le aleg după discuții amănunțite cu echipa Claumare. Deci am un plus față de voi și încerc doar să dau mai departe informația. Cu asta vă las și mă duc să le mai arunc o dată, să le mai schimb, să le mai învârt, să le mai păcălim, să le mai facem ceva. Poate avem o trăsătură și pe timp de zi, pe timp de noapte, cât de cât șansele sunt mai bune. Dar hai să vedem, poate îl păcălim și pe timp de zi. Oameni buni, nu sunt multe de spus. New Lake Lazur 5 alege să mă chinuie în continuare. Suntem la prânz în a doua zi, practic 16 ore, 20 de ore de pescuit maxim. Nu, de seară facem 24, deci mai avem puțin până de seară. Per ansamblu Balta nu a dat mai mult de 2 pești, să zic. De seară până astăzi, unul pe B5, unul pe A ceva. Da? Destul de slab. L-am căutat. Strategia a fost simplă. Hai să zic în 3 cuvinte, pentru că lumea așteaptă de la noi și mai mult despre pescuit. Nu am vrut să filmez. Până nu ai rezultate cu ceva, ca să poți să spui cu încredere, nu am vrut să filmez, dar vă povestim prin ce chinuri am trecut. Eu am ales să merg pe... De fapt, avem la dispoziție 3 lansete. Chiar dacă voi vedeți 4 anumite cadre, să știți că una este ruptă, stă de decor. Da, am avut curaj să încep gândindu-mă la partea mâloasă și fiind destul de greu de găsit o parte tare aici pe Lazuri, am zis să încep cu un rig, un ciod clasic. Am ridicat cârligul cam atât deasupra substratului,
O agrafă mică, aici o pastă de plumb, ca să fiu sigur că ridică, un pop-up de la solar, cu săculeț, fără săculeț, am băgat plumbul în pungă PVA cu micropelete și rigul pe elicopter, l-am agățat, cam asta a fost strategia pe o lansetă. Distanțe diferite, zone diferite, am căutat. A doua lansetă, am avut bile, nu? Bile, adică, da, bile cu clasic. Clasic, elicopterul săculeț, săculeț, bile tăiată cu un pic de pastă în ea. Da, exact. La fel am căutat, am sondat, am găsit o zonă tare pe extrema standului nostru, spre B9, noi suntem pe B8. Și cea de-a treia lansetă, efectiv, ne-am jucat cu ea în fel și chip. Și pe critică echilibrată, balta în regulament îți impune să folosești fluorocarbonul și atât la rig. Am făcut niște improvizații cât să putem să folosim o bilă critică echilibrată pe fluorocarbon și totuși să aibă o mecanică acceptabilă. Apoi am revenit și pe lanseta aia la bilă, apoi nu știu, diverse, a fost un joker la cea de-a treia lansetă. Și acum să spunem și următorul, când am văzut până dimineața ne-am trezit, am schimbat lansetele, după două ore încă niciun rezultat, am scos și noi dipper-ul. E un stand pe care nu-l știm și ne-am jucat puțin. Da, bine, vreau să știm și câte grade are apa, că am avut discuții pe tema cu... Exact, poate ne influențează decizia, am spus pe toate episoadele că orice informație poate să-ți dea o idee bună. Și apropo de asta are 8 grade. 8 grade, da. S-a urcat la aproape 9 grade, s-a urcat cu un grad un pic. După toată ziua a fost soare, da, uite cât contează și obțin la suprafața. Pe fund e mult mai constant. Bun. Ce ne-a spus dipperul? Ne-a spus că peștele nu prea este lipit de spori, adică în extrema, la distanța maximă din stand pe care o putem aborda, era mai mult pe 3 sferturi, apoi pe nimic, jumate, apoi pe jumate, jumate apoi da. Iar nimic. Nu știm da. Ce pește era, că are și balta partea ei de fitofag și ștuci și așa mai departe. Pe un metru jumate o medie constantă de adâncime. Da, da, cam așa este, 1,5 m, 1,60 m. Și ne-am retras, evident, cu două lansete cel puțin ne-am retras. Am început noi să-l căutăm, deci practic am făcut un pescuit constant de intercepții. Și acum ajungem la punctul ăsta din zi, am zis că suntem la prânz, undeva ora 1, aproape de ora 2. I-am propus la următoarea strategie. Sunt tare curios dacă ne va da rezultate, vorbim deschis cu voi, ca de obicei. Am zis să... am găsit o zonă tare în dreptul insulei, pe unde e și tablița B8. Am zis să o înălțim constant, cu aproximativ 20 de bile pe zonă, da, pe niște metri pătrați, am zis trei așa. Mâini. Da, să pice pe zona aia 2-3 mâini de bile și să reîmprospătăm acel pat de nadă fiind bile solubile și semisolubile, bărfut și le avem pe aici. Și, da, avem și niște fișuri solubile. Un fișmil solubil scuit căpșun de la Claumar. Vom nădi. Nu mai mult de, așa cum a zis Adi, 2-3 mâini pe zona respectivă, dar la fiecare 2 ore, bilele fiind oricum solubile și semisolubile, da? Plus carașii, plus, eu știu, poate chiar vine crapul să mănânce. Ideea e că nu vrem să pescuim deloc zona aceea. Să lăsăm, poate că se adună. Mai ales că vecinii de stand pleacă și s-ar putea să nu avem vecini de stand. Mă gândesc că peștele poate să circule, să mai caute un pic de mâncare și în zona aia tare poate îl influențăm, o să-l aducem acolo. Exact. Și dacă un rătăcit, trece și hotărăște să rămână, peste 2-3 ore poate mai vine poate un rătăcit, hotărăște să rămână. Pe acolo și undeva noapte, seara probabil, noi să pescuim, da, zona. Să pescuim zona, poate s-a adunat ceva acolo. Vom vedea dacă funcționează. Adi e la cobră de serviciu pentru că acum văd că s-a oprit, dar avem un vânt din față destul de păcătos, iar eu nu reușesc să ating cei aproximativ 80-90 de metri cu vânt din față. Adi reușește, mai ales că este cobra de 24 și noi dăm cu bile de 20. L-am rugat pe el să-și pună brandul în funcțiune și să ne arate cum trebuie, se face. E băgat unde trebuie. Da, și asta vom face acum. Asta ne este strategia. De seară vom pescui zona respectivă. Până de seară vom rămâne retrași cu lansetele după informațiile primite pe dipper. Vom vedea dacă vom avea vreun rezultat. Te dăm bătaie, hai. Maestre, pune-te pe ele. Hai. Doar 6, afară deja e noapte și a venit un fric teribil.
Ne-am băgat la căldurică. Am avut lângă noi încălzitorul și afară. Două persoane cu scaunele lângă încălzitor, chiar poți să stai liniștit și la minus 2, minus 3 grade. Dar televizor, oboseala, da, ne-am împins înăuntru la TV. Avem frumos aici toate condițiile. Avem rig station-ul lui Adi de la Neș, foarte frumos. O să ne apucăm așa să lucrăm câteva monturi. Mai bârfim un pic de CSA, mai bârfim un pic de FCSB, mai bârfim un pic de Naționala României și de Rădoi. Na, ca băieții la pescuit și noi. Și ce să zic, cam asta este în căsuța aici. Ați mai văzut, am mai prezentat căsuțele de pe Lazuri și bă, nu ne pierdem speranța. Până la urmă poate partida se termină când am plecat acasă. Vom vedea ce se întâmplă și acceptăm sfârșitul ăsta de an mai dificil, cel puțin pentru mine, da? Dacă nu luăm nimic, chiar din Delta, o lampă. Din Delta n-am mai avut niciun thrill. Foarte dificil. Chiar consider că am făcut tot ce mi-a stat în putere. Nu știu cât e. În ultimele 24 de ore am zis, parcă s-au luat vreo 2 pești pe toată balta. Foarte, foarte greu. Și oricum, ce să zic, asta ne face căscare. Acceptăm și noi provocare. Să nu vă gândiți că săptămâna viitoare vom sta acasă, nu. Nu. Despre asta e vorba în pescuit. Exact. No. Săptămâna viitoare și mai tare. De pe pată, de sfori. Da. Exact ce vorbeam, patul de nadă creat, a dat târziu rezultate. Cred că e între. Așa. Să o băgăm aici. Mai vină tu. Este. Ne salvez de partida asta. Un 10 plus. Superb. La două bile baltacul de 20. Așa a rămas lanseta de pe 4 de nadă. Două bile de 20. Frig. Ușor. Să vedem. Toamna cu frunze. Asta e. Da, sigur că ne-ai salvat. Ai venit la ce trebuie. Iată. Spaniolă, o spaniolă. Mai e încă o bilă, ar mai rămas atât. Două bile. Da, la plăcerea mea, la două bile. La două bile, da. Și a mea, adică. Da, puțin apă. Ia uite, da. Minus 2 grade. Minus 2 grade, și... Da. Așa. Hai să ne spumele. Normal, adică. Hai de tine. Hai că, uite, suntem prietenoși. Da. Gata, ui ce călutăt. Ui ce muzica. Oh, da, frumoasă e, doamne. Doamne, frumoasă spaniola. Eliberăm, am făcut un cântar rapid, n-am putut să mai filmăm. Un 10-800, aproape 11. Ai grijă, Adi, să n-aluneci. Nebuna. Hai nebuna. Hai frumosețe. Hai frumosețe mică. Hai. Gata, las. Du-te frumos, băi, hai frumos. Așa cum v-am promis, trec în spatele GoPro-ului, mi-e mult mai ușor să mă apropii de ceea ce urmează să vă prezinte Adi. Este vorba, Adi, despre o nouă rachetă de nădire de la Prologic, nu?
Mai, nu e chiar nouă, e nouă pentru că noi. Nu folosesc pentru noi, dar ea este de vreo 2 ani cel puțin. Eu o vânesc de mult timp și mi-a plăcut foarte mult ideea în sine. Am văzut niște filmulețe la ei și am încercat să văd și eu despre ce e vorba. Deci, ce face racheta asta care se numește Prologic Air Bomb? Air Bomb, care se deschide, practic ea bubuie în aer, nu la contactul cu apa. Adică mai față de un spider sau un spom normal, nu are contact cu apa la deschidere. Adică ea se deschide din aer, ceea ce te ajută foarte mult să nu sperii pești. Dacă peștii în zona aia sunt foarte sperioși, racheta asta e numai bună că ajunge doar nada pe patul de nada pe care vrei să-l faci și ea cade la o distanță de vreo 10-15 metri mai în spate. Cade, dar nu mai lovește apa pentru că e goală când cade. O să se înțeleagă mai bine când o să arătăm. Mai precis, da, o să facem o probă acum să vedem ce... Hai să explicăm un pic sistemul, hai să o deschidem. Păi, sistemul, deci ea, când o oprești singur, ea se deschide. Vezi? Imediat s-a deschis. Exact. O încarci, da? Ai fixat, ea are un inel mai sus. Un pic, așa. Care se agață de tija asta exterioară pentru aruncare. Ea în aer rămâne doar pe cablu principal ca să poți să-i dai șocul ăla să se deschide sigur în aer. Cam asta, e simplu. Da, deci atunci când tu dai, când pui frână, când o bruschezi înapoi, ea se deschide deja din aer. După ce ai lansat, ea practic în aer rămâne cam așa. În aer singură se duce. Da. În momentul în care ai dat și vine vine în această tijă de interior care deschide, saltă această piedică pe care o vedeți voi acum pe ecran, nu? Și s-a deschis. Da. Pentru că noi tragem aici de acest, prin șocul făcut, tragem de această agrafă, de această tijă interioară. Bun. Hai să facem o probă, vor înțelege mult mai bine oamenii despre ce este vorba. Încărcăm imediat. Avem aici un mix de boilesuri, plaumar și baltacu. Sunt un pic uscate, lăsate cu punga desfăcută și atunci sunt mult mai bune pentru nădire. Atenție, o biluțe de 16 mm. Punem și ceva de solubil de 20. Da. Da, e ok, nu contează acum. Facem o probă, da? Bun. Închidem. Se închide trăgând tija în sus. Sigur că e închisă cum trebuie. Ca la orice rachetă trebuie să fii sigur că s-a închis cum trebuie. Ok. Cred că da, acum s-a închis cum trebuie. Bun, acum agățăm. O agățăm de inelul ăsta. Tija aia o agățăm de inelul ăsta. Lucrurile merg mult mai repede după ce vă obișnuiți cu sistemul. Noi acum încercăm să și filmăm, nici adică o mână ține lanseta. Da, nu suntem foarte... Da, nu trebuie să vi se pară, oleu, decât să-mi iau racheta asta. Nu. Important e ceea ce ea știe să facă, da. Și nu cum de cât de bine o mânuim noi, care și noi o folosim a doua oară în viața noastră. Adică abia avem pe mână acest produs. Și acum, iată că o să vedeți un lanseu. Adi, stai puțin. Hai să trec pe DSLR-ul, pentru că pot să dau zoom pe ea un pic. Am pus și DSLR-ul să înregistreze, dar vrem să vă arătăm cum cablul acesta rămâne dat în jos aici, da? Să nu formeze nicio buclă. Și pur și simplu agățăm inelul de siguranță. Să se ducă imediat să stea întins. Da. Hai să încerc tot cu GoPro-ul. Cu DSLR-ul mi-e foarte greu să-l prind pe Adi exact pe zona respectivă. Acum l-am lăsat așa, să sperăm că se va vedea ceva. Da, hai. Da. Excelent, da. Da. Ia uite, și acum. Ia uite, stop. Ia uite ce fa de radă frumos a făcut. Da, diferență enormă între unde au picat bilele și unde a picat racheta. Exact asta spunea de acum, un fir de 0.25-0.30 îl simte ca fiind mult mai potrivit pentru genul ăsta de rachetă. Noi având acum pe spodul acesta un 0.35, cred. 0.37
E 037, super Glock Castola, știi, de la da, Cipica. Da, da. Și cam despre asta este vorba. Sper că vă ajută acest produs. Încă o dată, poate nu am reușit noi să facem o treabă excelentă în prezentarea lui, însă cred că s-a înțeles exact ce se întâmplă. Deci ea la o smucitură în spate se deschide mult în aer, trimite bilele în continuare în față și va pica în apă mult înspre noi, înspre punctul de plecare. Deci contează foarte mult unde deschizi, unde vrei tu să-i deschizi, ca să-ți calculezi din promulte mai multe aruncări, îți dai seama, da, după ce ca să ajungă bilele unde vrei tu. Da, da, adică, da. Ea o să cadă, cred că ea o să cadă la 50 de metri și bile 60 de metri și bile se pot duce la 80-90 de metri. De metri liniștit. Importante de cât de multă boltă face. Da, deci toate lucrurile astea vor veni odată cu experiența și cu lanseurile repetate. Cel mai important este că rolul ei e să nu facă gălăgie pe apă pe zona pescuită. Deci pică și lovește apa pe o zonă mult, mult mai depărtată de zona în care pică bilele. Și cu asta vă lăsăm. Sper că ați înțeles. Dacă veți fi atenți la explicații, cred că se înțelege. Dacă nu, vă aștept întrebările în comentarii, ca de obicei. Cele 48 de ore se apropie de sfârșit, ne apucăm de strâns, bineînțeles că vom lăsa lansetele în apă până în ultima clipă. Adi, trebuie să ne mulțumim cu peștele, cu singurul pește. Am zis că captura competiției, să zic așa, a fost... Da, captura competiției. Am luat brăila între noi, vine vorba. Da, băi, consider că ne-am făcut treaba, sincer, oameni buni, chiar consider că ne-am făcut treaba. Asta este, a răspuns glacul greu, pur și simplu. Singura explicație pe care ne-am dat-o este o combinație de factori externi. Nivelul poate puțin cam scăzut aici pe al apei, aici pe New Lake Lazur 5, combinat cu temperatura scăzută care ține peștele în mâl pe fundul apei, nemișcat. Cred că de asta este și tulbure, în ciuda faptului că a venit toamna, lacul s-a menținut destul de tulbure. Nu văd alte explicații. Chiar am încercat orice, ne-am folosit de deeper radii, flotante, săculeți, pungă PVA, ne-am retras în aproape, am dat departe, am așa. Până la urmă, patul de nadă, deci un pat de nadă la care nu speram toamna târziu pe apă rece să răspundă, ne-a adus pește. Da, un pat de nadă care de fapt a fost un pic forțat, da, jucându-ne cu prologii, cu racheta pe care a fost prezentată de Adi. Da, jucându-ne puțin, chiar făceam glume că s-ar putea să ne aducă, că am dus ceva nadă tot încercând să dăm cu el. Da, și a avut rezultat până la urmă. Până la urmă singurul pește, trebuie să facem o legătură. Ne-a scos din lampă, adică... Din lampă, da, da, exact. Trebuie să facem o legătură între evenimente, ca să spun așa. În continuare am pescuit zona respectivă, vă dați seama, dar nu, iată că în ziua chiar nu avem nicio, până acum n-am avut nicio, și nici ieri, nicio trăsătură. Nu știu dacă mai sunt multe de zis, noi o să ne mai ambiționăm la încă o partidă, lampă sau nelampă, ce ne va oferi Balta săptămâna viitoare, vom vedea. Va trebui să rămâneți aproape, încă nu încheiem sezonul. Nu stric, sau hai să spunem, ne vom întoarce pe Balta Teiu, unde am pescuit în primăvară. Acum vom fi alături de prietenii noștri din Pitești, de Cristi și de Adrian. Vom face acolo poate ceva amuzant, poate un concurs, sper să ne simțim bine, să ne distrăm. În primul rând, pentru că peștii în perioada asta, orice captură e binevenită, e frumoasă, nu ne vom duce după recorduri. Cum aici la lasuri poate speram, în sinea mea, la ce populare am văzut. Încă mai sperăm, că mai avem o vreo oră. Da, cam așa până strângem. Așa că rămâneți aproape de canalul de YouTube. Se va apropia un pic și Crăciunul, poate vizita și site-ul baltacu.ro. Iată, atât pentru boile surcă, iată, a răspuns încă peștele. O dată, încă da. O dată a răspuns peștele la aceste bile barefoot. Dar și pentru produsele disponibile pe site, pentru că se apropie Crăciunul și poate vreți să faceți cadou unei persoane dragi și puteți luați în calcul și baltacu.ro. Mulțumesc mult tuturor celor care au fost alături de noi pe live și pentru donații și pentru prezență, pur și simplu mulțumim. Pentru like-uri, chiar îmi zicea, adică nu era niciun dislike. Unde sunt hateri? Avem nevoie și de hateri, vorba. Venea mie să dau unul, numai așa, ca să fiu mini-hater, așa. Să fii tu mini-hater, fiu eu, da. Și ce să zic, hai să nu ne mai lungim, nu? Vorba aia, hai să nu ne mai lungim. Hai să
plecă și noi, zic. Da, da, e frig, a fost foarte frig. Bun, gata. Firentize, un sfârșit de an plin de capturi majore, mai e puțin, rămâneți aproape de canalul de YouTube Altacu, Adi, încă o Firentize partidă. Și Doamne ajută! Doamne ajută, băieți!